Mulțumim lui Dumnezeu cu această ocazie pentru că avem oportunitatea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, iar el să ne vorbească inimilor noastre. În această zi aș vrea să studiem despre un subiect pe care Domnul Isus l-a abordat și care astăzi este un subiect de actualitate, zic eu. Și am numit Tema din această zi nu cu sunet de trâmbiță. Aș vrea să vă întreb, vă place să primiți sau să dați? Astăzi vom studia, atunci când ne place să dăruim ceva, să vedem cum trebuie să dăruim, care ar trebui să fie motivul sau motivația care ne îndeamnă să facem acest lucru. Aș vrea să citesc versetul moto al acestei teme, Eclesiastru 11, versetul 1. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Aruncă-ți pâinea pe ape. Cum ar trebui să aruncăm? Cât ar trebui să aruncăm? În a doua Corinteni, capitolul 9, versetul 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. V-a spus vreodată întrebarea, atunci când trebuie să dați, v-a spus vreodată întrebarea cât dau și dacă ceea ce dau dau cu toată inima? Sau de multe ori ne tremură mâna când trebuie să dăm sau să ajutăm pe cineva? Aici spunea. Nu cu părere de rău sau de silă. Nu pentru că așa trebuie dat sau trebuie făcut. Nu pentru că... Nu trebuie să rămân de rușine față de ceilalți. Dacă ceilalți uh, dau sau ajută sau fac un bine, cumva să îl fac și eu ca să uh, nu rămân de rușine. Ci din iubire, cu bucurie, spunea versetul mai la sfârșitul lui. Pentru că pe acela care dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. În Matei, capitolul 6, versetul 1, Domnul Iisus sublinia cum trebuie să dăm. Luați seama, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Facem ca să fim văzuți? Sau pentru că așa hotărâm în inima noastră? Și aș vrea să studiem puțin despre cei din vremea Domnului Isus. Și în Matei, capitolul 6, versetul 2, tot Domnul Iisus spunea, Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Nu suna cu trâmbița. Nu aștepta să fii văzut de cineva. Nu chema, ce știu eu, televiziunea să-ți mediatizeze facerea ta de bine. Nu. Ci dă din inima ta și, așa cum vom vedea mai departe, nu să fii văzut de ceilalți. Ca să fii slăvit de oameni, să fii aplaudat, să fi lăudat. Este adevărat că la un moment dat fapta ta va fi văzută de ceilalți. Sau poate va trebui să o povestești altora pentru ca să încurajezi și pe alții să dea cu bucurie. Dar să nu faci lucrul acesta pentru ca să te lauzi, pentru ca să fi aplaudat de ceilalți. În Cartea Cugetării de pe Muntele Fericirilor, la pagina 80, Pana Inspirată scrie așa. Spiritul, motivele și metodele lor, ale celor din vremea Domnului Isus, ale fățarnicilor, erau cu totul contrare celor ale sale, ale Domnului Isus. Cu toate că pretindeau a fi foarte plini de râvnă pentru cinstirea legii, mândria de șartă era adevărata țintă pe care o urmăreau ei. Și Domnul avea să le arate că iubitorul de sine este de fapt un călcător al legii. Care era motivul dăruirii, motivul ajutării, motivul uh, care îl aveau cei mai mulți din vremea Domnului Isus și în special, așa cum erau numiți aici, fățarnicii, farisei spune că se rugau la colțurile străzilor, acolo unde era aglomerația cea mai mare, ba chiar începeau să discute acolo unde erau cei mai mulți oameni pentru a fi văzuți, auziți de ceilalți. Și aici spuneau spunea că erau plini de râvnă, vreau să arate lucrul acesta, plin de râvnă pentru cinstirea legii, dar mândria de deșartă era adevărata lor țintă. V-ați întrebat vreodată, care e motivul pentru care faceți un lucru sau altul? Ce metodă folosiți? Care este spiritul pe care îl aveți atunci când faceți lucrul acesta. Tot în aceeași carte, la aceeași pagină 80, pe vremea Domnului Hristos, fariseii căutau să câștige favoarea cerului pentru ca să-și asigure onoarea lumii și profitul personal, lucruri pe care le priveau ca o răsplată a virtuții. În același timp, ei făceau paradă de faptele lor de milostenie înaintea norodului, ca să și atragă atenția și să capete o faimă pentru sfințenia lor. Căutau să-și câștige favoarea cerului pentru ca să aibă un câștig personal, să fie onorați de lume. Și în același timp încercau să facă și fapte de milostenie, dar din același motiv. Pentru a fi uh, aplaudați, pentru a atrage atenția, pentru a avea faimă în această lume. Mai departe, Pana inspirată spune, tot în aceeași, la aceeași pagină, în Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Iisus le-a mostrat Lăudă Roșenia, spunând că Dumnezeu nu recunoaște o asemenea slujire și că lingușirea și admirația poporului pe care ei le căutau cu atâta ardoare erau singura răsplată pe care aveau să o primească vreodată. Dumnezeu nu recunoaște o asemenea slujire. O slujire făcută pentru a fi văzuți pentru a fi lăudați de ceilalți oricât de mare ar fi această slujire oricât de mult bine ai face nu are valoare în ochii lui Dumnezeu dacă adevăratul motiv este acesta de a fi văzut de ceilalți și de a fi aplaudat și amintea aici paragraful lauda oamenilor va fi singura răsplată pe care o vei primi sau o voi primi dacă adevăratul motiv este acesta, lauda oamenilor. Hai să mergem mai departe. Spune așa paragraful. Dar principiile nutrite de farisei sunt date pe față de oamenii din toate timpurile. Spiritul fariseismului este spiritul firii omenești. De câte ori n-am văzut asemenea persoane care vor să fie văzute și atunci când nu sunt văzute, nu se simt bine. Chiar dacă încearcă să facă ceva sau să dea ceva cuiva, nu se simt bine dacă nu au fost văzuți. Și astăzi se întâmplă același lucru ca pe vremea Domnului Isus. Spiritul fariseismului, sublinia aici, este spiritul firii omenești. Când nu ești rănăscut, când nu-l ai pe Domnul Isus în inimă, tot ceea ce faci, faci pentru a fi lăudat. Mai departe, aș vrea să mai citesc o idee din aceeași carte, tot la pagina 80 și cum Mântuitorul a arătat deosebirea dintre spiritul și metodele sale și acele ale rabinilor, învățătura sa era tot așa de potrivită pentru oamenii din toate timpurile sau oamenii tuturor timpurilor. Și învățătura Domnului Isus este valabilă și astăzi. Poate spunem, da, păi pe vremea aceea era altfel, erau alte Timpuri, alte vremuri, altfel se comportau oamenii. Nu. Învățătura Domnului Isus este și astăzi valabilă. Și haideți să vedem care este învățătura uh, Domnului Isus, Matei capitolul 6, de la versetul 3 și versetul 4. Dar tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci atunci când sunt oameni pe lângă tine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ajuți sau nu poți ajuta atunci când ești văzut de alții. Nu. Dar să nu faci lucrul acesta ca să fii văzut. Să nu știe stânga ce face treab dreapta. Să nu sun cu trâmbița. Să nu strigi. Uite ce am făcut eu. Ce să faci? Cât mai tăcut, cât mai nascuns. Pentru că Dumnezeu va vedea. Chiar dacă oamenii nu văd, Dumnezeu va vedea. Tot în Cartea Cugetării de pe Muntele Fericirilor, la pagina 80. Chiar cuvintele Domnului Hristos lămuresc ce a vrut să spună, anume că faptele de milostenie nu trebuie să aibă scopul de a câștiga laudă și cinste de la oameni. Adevărata Evlavie nu face nimic pentru a fi o priveliște. Aceea care umblă după cuvinte de laudă și lingușire și se hrănesc cu ele ca și cu o dulceață, sunt creștini numai cu numele. Dragul meu, ai alergat după laudă? Aici este răspunsul la adevăratul caracter al tău și al meu, când am alergat după laudă. Doar cu numele, creștin doar din af pe din afară. La pagina 81, aș vrea să mai citesc câteva idei, tot din aceeași carte, cu de pe Muntele Fericirilor. Prin faptele lor bune, urmașii lui Hristos trebuie să aducă slavă nu lor înșile, ci aceluia prin al cărui har și putere au făcut toate acestea. Orice faptă bună este adusă la îndeplinire numai prin Spiritul Sfânt. Și Spiritul este dat pentru proslăvirea celui ce l-a dat, nu pentru acelui ce l-a primit. Când lumina lui Hristos strălucește în suflet, gura va fi plină de laudă și mulțumire față de Dumnezeu rugăciunile voastre, împlinirea datoriei, bunătatea voastră, tăgăduirea de sine, nu vor alcătui niciodată tema gândurilor sau conversațiilor voastre. Isus va fi mărit, eu va fi ascuns și Hristos se va arăta ca totul în toate. Când se va întâmpla lucrul acesta? Doar atunci când lumina lui Hristos va străluci în suflet. Până atunci vom fi ca farisei, ca fățarnici. Doar pentru a fi văzuți sau pentru a primi laudele oamenilor sau ce știu eu ce alte motivații. Atunci când Domnul Isus va fi în inima noastră, chiar rugăciunile noastre, chiar împlinirea datoriei, Chiar bunătatea, tăgăduirea de sine, nu vor fi toate acestea temele conversațiilor noastre. Nu. Pagina 81 din Cartea Cugetării de pe Muntele Fericirilor. Noi trebuie să dăruim în sinceritate și se reia ideea nu pentru a face paradă de faptele noastre, ci din milă și dragoste față de cei aflați în suferință. Sinceritatea scopului, adevărata bunătatea inimii, este motivul care are preț în ochii cerului. Repet, sinceritatea scopului, adevărata bunătatea inimii, acesta este motivul care are preț în ochii Cerului. Sufletul sincer în inima Sa, cu inima întreagă în devoțiunea Sa, este privit de Dumnezeu ca fiind mai de preț decât mult aur din ofir. Aminteam din paragraful trecut, atunci când Domnul Isus va fi în inimă, Vom avea dragostea lui. Și aceasta va fi manifestată în viețile noastre. Și aici se amintea din milă și dragoste față de cei aflați în suferință. Nu vom putea să facem altfel. Nu vom putea să așteptăm până să fim văzuți de oameni ca să ajutăm pe cineva. Ci vom face pentru că nu putem să lăsăm pe ceilalți. În suferință. Sau vom da atunci când trebuie dat. Pentru că iubim lucrarea aceasta de dăruire. Isaia, capitolul 58, este un capitol extraordinar și vă sugerez să-l studiați în întregime. Am doar două versete din acest capitol, dar aș vrea să-l studiați tot și cu atenție. Haideți să citim versetul 8 și versetul 11. Atunci când vei face așa cum am citit în paragrafele dinainte, din dragoste pentru Dumnezeu, atunci lumina ta va răsări cazorile și vindecarea ta va încolți repede. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Când atunci? Atunci când vei împărți pâinea ta cu celălalt. Atunci când vei dărui cu bucurie. Atunci când vei aduce în casa ta pe nenorocitul fără adăpost. post. Și când vei face lucrul acesta pentru că îl iubești pe Domnul Isus și pentru că iubești pe aproapele, atunci lumina ta va răsări și vindecarea ta va încolți repede. Vei fi călăuzit neîncetat de Domnul. Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 83. Micile atenții micile fapte de iubire și sacrificiul de sine care se revarsă din viață, tot așa de tăcut ca și parfumul dintr-o floare. Toate acestea alcătuiesc nu o mică parte din binecuvântarea și fericirea vieții. Când am citit acest paragraf, am stat și m-am gândit, oare este vreo greșeală aici? și totuși nu este o greșeală. Ceea ce facem, alcătuiesc, a spune eu, o mare parte din binecuvântarea și fericirea vieții. Pentru că, cred că ați observat și dumneavoastră lucrul acesta, un râu pe unde trece, lasă în urma lui o dungă de verdeață. Chiar dacă mai încolo este secetă, lângă el este verdeață, lângă el este ceva care să învioreze trecătorul. Spune aici micile atenții, micile fapte de iubire, tot ceea ce se revarsă din viață va fi tăcut. Ca și parfumul dintr-o floare. Credeți că floarea se laudă cu parfumul ei? Eu cred că nu. Ci pur și simplu își emană parfumul pentru că nu poate să-l țină în interior. Tot așa va fi și creștinul. Nu poate să facă altfel. Nu poate să nu ajute pe celălalt. Și cei din jur vor vedea, vor simți. Aș vrea să amintesc întreagă experiența Mariei. Era într-o cameră, la un ospăț, era Domnul Isus cu mai mulți acolo, ucenicii, gazda și vine Maria cu un vas, un vas în care era un parfum foarte scump. Îl sparge în liniște, tăcut, acolo la picioarele Domnului Isus și unge picioarele Domnului Isus cu acel parfum. Credeți că a fost uh, vizibilă sau a fost simțită fapta Mariei de ceilalți? Sigur că da. Chiar dacă n-au văzut-o sau n-au auzit-o atunci când ea a spart vasul acela, dar parfumul răspândit de vasul acela, de, de uh, mirosul din acel vas, a atras atenția celorlalți. Fapta ei n-a putut să fie trecută neobservată. Chiar dacă ea nu s-a lăudat cu lucrul acesta. Chiar dacă ea n-a făcut lucrul acesta pentru a fi văzută de ceilalți. Dar fapta ei n-a rămas ascunsă. Ca și parfumul unei flori. Tot în Cartea Cugetării de pe Muntele Fericirilor pagina 83, se va vedea la urmă că tăgăduirea de sine pentru binele și fericirea altora, oricât de umilă și nelăudată aici pe pământ, este recunoscută în cer ca semn al unirii noastre cu împăratul slavei, care a fost bogat și totuși s-a făcut sărac pentru noi. Se va vedea la urmă. Trist este că mulți vor vedea rezultatul vieților, al alegerilor, dar va fi prea târziu. Și mă refer la aceia care au făcut nu din tăgăduire de sine, nu pentru că iubeau pe ceilalți, ci pentru a se lăuda pe ei. Dar aici spunea, tot ce ai făcut pentru binele altora, va demonstra, dacă a fost făcă, făcut prin tăgăduire de sine, va demonstra că tu ești unit cu Hristos. Mai departe scrie, se poate ca faptele de binefacere să fi fost săvârși, săvârșite în taină. Dar influența celui ce le-a săvârșit nu poate fi ascunsă. Așa cum aminteam mai înainte, și atunci se va vedea. Dar aș vrea să mă refer la uh, influența care se va resfrânge în anii următori, poate, sau în uh, cei de lângă și nu numai de lângă, tuturor, sau în viața tuturor acelor care vor auzi experiența ta sau acțiunea ta. Și aș vrea să amintesc din timpul Domnului Isus o întâmplare descrisă în Sfânta Scriptură în Luca la capitolul 21, de la versetul 1 la 4. La Templu se întâmpla uh, lucrul acesta și în Luca spune așa, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. Niște bogați. Dar a văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Că, căci toți, toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. M-am gândit când, adeseori când citeam această întâmplare, câți bogați or fi trecut pe acolo și or fi pus darurile lor în visterie. Nu se amintește nimic despre ei. Dar despre această femeie se amintește că a dat tot ce avea și foarte interesant, a dat mai mult decât ceilalți. Nu vi se pare ciudat? Mai mult valorează doi bănuți decât un sac cu bani. Da. Pentru că dacă acei doi bănuți sunt tot ceea ce ai, toți banii pe care ai și aceea îi dăruiești, cu bucurie pentru binele altuia, pentru cineva care este mai sărac decât tine sau care este mai nevoie decât tine. Dacă dai cu bucurie și cu Spiritul Domnului Isus, valorează mai mult decât dacă ai da, ce știu eu, o avere. Și aminteam că fapta aceasta n-a trecut neobservată. Și de-a lungul timpului, toți cei care au fost, poate, tenta să spună, știi, nu am prea mult. Nu am să dau. Am puțin. Toți aceia, când au citit această întâmplare, au dăruit cu bucurie. În Psalmul 41, cu versetul 1 psalmistul spune în felul următor. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Ferice de cel ce îngrijește de sărac. Este o fericire să îngrijești de altul. Și spune că este mai ferice să dai decât să primești. Nu știu ce vă place, să primiți sau să dați, nu știu. Dar cuvântul spune că este mai frumos, este mai. Ai mai mare bucurie, mai mare satisfacție atunci când dai, când dăruiești. Și când dăruiești din toată inima, când dăruiești, n-aș vrea să repet, când dăruiești cu Spiritul Domnului Isus. În proverbe, înțeleptul spune, în proverbe 11 cu 25, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi și eludat. Vei fi săturat atunci când încerci să saturi pe alții. Aminteam la început versetul moto al acestei teme, Eclesiastul 11, 1. Aș vrea să citesc, să recitesc versetul 1 și să citesc și versetul 2. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Dragii mei, să nu obosim niciodată în facerea binelui. Și în același timp să ținem cont că trebuie să l-avem pe Domnul Isus în inima noastră, pentru ca ceea ce facem să fie făcut corect. Aici spunea în parte o în șapte și chiar în opt. Adică nu te opri din ceea ce faci Dăruiește mai departe. Din ce ai? Dăruiește cu bucurie. Pentru că fericirea va fi în primul rând a ta și în același timp și în inima celuilalt. Sau poate invers. Îl vei face fericit pe celălalt și în același timp vei fi și tu fericit. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Nu cu sunet de trâmbiță. Chiar dacă va trebui să povestim experiențele din viața noastră, să facem lucrul acesta doar pentru a slăvi pe Dumnezeu și pentru a îndemna și pe ceilalți să aibă experiențe cu Dumnezeu. Dar nu cu sune de trâmbiță, nu pentru a ne lăuda, nu pentru a atrage lauda celorlalți. Dumnezeu să ne ajute ca să-l avem pe Domnul Isus în inimă, iar viața lui, comportamentul lui să fie și în viața noastră. Amin!